Eu am terminat facultatea în 1968. Pe vremea aia încă exista limpezimea în gândire a școlii medicale. Școala medicală din București, dar și din România, era orientată către tradiția franțuzească. Și atunci am prins, din anul 4, era o organizație, o organizare a școlii de medicină, care se, dar era generală în toată țara, care se chema Externatul. Și toți studenții lucram 4 ore într-un spital, obligatoriu, după ce erau și cursurile. Iar la sfârșitul facultății, în urma unui examen, am obținut titlul și poziția de intern clinic, care a mai durat 2 ani de zile, deși eram doctor, și în internatul ăsta eram obligat să facem 4 stagii, la alegere, care ne orientau deja către o specialitate care o vroiam noi să o facem. Deci, asta a fost prima parte, să zic, de noroc, fiindcă exista o bună organizare. După aceea au venit foarte multe reforme care mai mult au dezorganizat. Al doilea meu noroc în evoluție a fost faptul că după ce am intrat în secundariat, se chema acela de chirurgie, am fost secundar al profesorului Burlui în București, la Spitalul Caritas, al profesorului Cornel Constantinescu, de la care am învățat enorm de mult. Orice doctor, indiferent ce face, face spre binele bolnavului, sunt convins. Toată echipa din Institutul Inimii a crescut și a devenit o echipă extraordinară. Sunt 4-5 chirurgi foarte buni, anesteziști foarte buni și n-a mai fost nevoie să stau toată ziua lângă ei sau cu sfaturi. Câteodată unii la ora actuală sunt mai buni decât mine, asta e clar și asta îmi pare foarte bine. Am avut niște bunici care mi-au imprimat niște o conduită de viață din de mic copil. Deci, pot să zic, dacă o luăm pe zodii, sunt un berbec care încerc să mă autocontrolez. Bunicul meu de la Făgăraș îmi spunea, când eram copil și mă plimbam pe câmp cu el, cu cai, să nu mă bagă niciun partid și să nu iau împrumut de la bănci. Se pare că românii n-au învățat sau n-au auzit vorbele astea două sau sfaturile astea. Sunt de aproape 7 ani și ceva președintele Colegiului Medicilor pe județul Cluj. Colegiul Medicilor va avea un rol bine definit. Nu că îl inventăm noi, că suntem deștepți. Ca să punem în aplicare bună organizare în sistemul sanitar care există în Germania, în Franța, în Italia, în Statele Unite, în Anglia, vorbesc de țările europene. Pe vremea mea, adică în secolul trecut, înainte de 1920, de Marea Revoluție, nu din octombrie, din decembrie, exista o vorbă. Ei ne fac că ne plătesc și noi ne facem că muncim. Vă aduceți aminte de vorba asta? Da. Mulți au uitat-o și mulți acum sunt persoane importante care câteodată decid în anumite domenii. N-aș vrea să ajungem aici, nu vreau să le reamintesc perioada aia. Dar se pare că tot spre aia ajungem la un moment dat. Se pare că poporul ăsta are ceva. Nu știu ce are. E un popor inteligent, dar cred că inteligența asta e strică. Pe cine nu ați fi vrut să-l cunoașteți în această viață? Greu întrebare.
În general vorbesc cu absolut toată lumea, îmi fac o impresie și de obicei prima impresie e cea adevărată. Ca doctor trebuie să ai o iubire față de oameni în primul rând și să încerci să-i faci bine, că asta e meseria. Eu sper pentru tânăra generație și pentru copiii mei să duc o viață mai bună în România.